Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Scorpionii sunt plini de vitalitate. Acum poți fi supusă oricăror afaceri și proiecte complexe care au fost de mult în minte. Ți se poate oferi un contract profitabil care îți va îmbunătăți situația financiară. În confruntările din familie, încearcă să fii mai modestă și mai discretă. Dragoste. În timpul certurilor în familie, scorpionii sunt cei mai vulnerabili. Fii pregătită pentru a face față că vei fi acuzată complet nepotrivit pentru ceva, apără-te până la urmă, doar nu folosi agresivitatea. Justifică-ți acțiunile cu argumente evidente. Dacă vrei să faci pace cu cineva, atunci invită-l la tine la cină, poți fi sigură că te vei liniști. În aprilie, va trebui să rezolvi problemele oamenilor care îți sunt dragi. Nu lăsa copiii și părinții în vârstă nesupravegheați. Unele treburi care se referă la a doua jumătate îți vor solicita mai multă vizibilitate. Poate că trebuie să începi să planifici viitorul, să vorbești despre asta cu iubitul tău. Sănătatea. Totul este în ordine cu sănătatea scorpionilor, dar ar trebui să acorzi atenție bolilor vechi ale sistemului genitourinar. În cazul hipotermiei, este probabilă apariția cistitei și pielonefritei cu care probabil ești familiarizată de mult. Nu uita de tratament în timp util și de prevenire adecvată. Acordă atenție stilului tău de viață. E timpul să schimbi ceva. Încearcă să participi la seminarii privind alimentația adecvată, renunță la obiceiurile proaste. În câteva zile vei vedea că te simți mult mai bine. În aprilie, vei găsi o motivație demnă de a-ți schimba comportamentul în bine. Banii. Scorpionii vor să reușească în chestiuni financiare, așa că vor căuta să preia orice loc de muncă. În aprilie, vei avea multe venituri. Nu prelua o sarcină dacă nu ești sigură că aceasta este finalizată la timp. Vor apărea circumstanțe neprevăzute care vor necesita ajutorul rudelor sau colegilor. Pentru cei care caută un loc de muncă de mult timp, soarta le va oferi un caz interesant. Vei avea șansa să exersezi într-o poziție nouă, care nu este aproape perfectă. Dar, în mod surprinzător, ai făcut o treabă grozavă cu toate sarcinile care ți se vor fi rezervat pentru aprilie. Acceptă disciplina financiară. Ține un jurnal pentru a avea evidența cheltuielilor tale. Riști să cazi în robie financiară? Nu permit asta. Poate că trebuie să ți-ai rămas bun de la unele valori. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!